Credincios, o să mai citim și un capitol din Evanghelia după Matei, din Noul Testament, versiunea Mitropolitului Bartolomeu. Și iată, am ajuns la penultimul capitol, capitolul 27. Așadar, Noul Testament, versiunea Bartolomeu, Evanghelia după Matei, capitolul 27. Iisus în fața lui Pilat, moartea lui Iuda, judecata lui Pilat. Iisus s-a osândit la moarte, încununarea cu spini, răstignirea și moartea lui Iisus, înmormântarea, paza mormântului. Și făcându-se dimineață, toți arhiereii și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Și legându-l, l-au dus și l-au predat guvernatorului Ponțiu Pilat. Atunci Iuda, cel care îl vânduse, văzând că a fost osândit la moarte și cuprins fiind de căință, le-a înapoiat arhiereilor și bătrânilor cei 30 de arginți zicând: am greșit vânzând sânge nevinovat. Iar ei au zis: ce ne privește pe noi? De acum e treaba ta. Notă, adică literar, ce ne este nou, tu vei vedea. Vedeți ce frumos traduce în altul Bartolomeu, cât de pe înțeles sunt cuvintele în această traducere. De pline, care descoperă sensul profund a fiecărui cuvânt. Iar el, aruncând arginți în templu, a plecat de acolo și ducându-se, s-a spânzurat. Iar arhiereii, luând arginții, au zis: nu se cuvine să-i punem în visteria templului, deoarece sunt preț de sânge. Și, ținând sfat, au cumpărat cu ei țarina Urarului pentru îngroparea străinilor. Pentru aceea i s-a spus acelei țarine: până în ziua de astăzi, țarina sângelui. Atunci s-au plinit cuvântul spus prin prorocul, prin Ieremia, profetul, care zice: și-a luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina Olarului, după cum i-a rânduit mie Domnul. Iar Iisus stătea înaintea guvernatorului și l-a întrebat guvernatorul, zicând: tu ești împăratul iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: tu o spui. Și la învinuirile, iar Iisus i-a răspuns: tu o spui. Și la învinuirile ce îi se aduceau de către arhierei și bătrâni, nimic nu răspundea. Atunci i-a zis Pilat: tu nu-i auzi câte mărturisesc împotriva ta? Și nu i-a răspuns lui niciun cuvânt, așa încât guvernatorul se mira foarte. Iar la sărbătoarea Paștilor, guvernatorul avea obiceiul să elibereze mulțimii un întemnițat pe care îl voiau ei. Și aveau atunci un întemnițat vestit, care se numea Baraba. Deci, adunați fiind ei, Pilat le-a zis: pe care vreți să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, cărei se spune Hristos? Fiindcă știa că din invidie îl au dat în mână. Și pe când ședea Pilat pe scaunul de judecată, femeia lui a trimis la el zicând: nimic să nu-i faci dreptului aceluia, că astăzi mult am pătimit în vis din pricina lui. Iar arhiereii și bătrânii au înduplecat mulțimile să-l ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l piardă. Iar guvernatorul, răspunzând, le-a zis: pe care dintre voi vreți să vi-l eliberez? Iar ei au răspuns: pe Baraba. Și Pilat le-a zis lor: dar ce să fac eu cu Iisus, care îi se spune Hristos? Și toți au răspuns: să fie răstignit. Pilat a zis din nou: dar ce a făcut? Însă ei mai tare strigau, zicând: să fie răstignit. Și văzând Pilat că nimic nu folosește, adică notă, intervențiile lui se dovedesc inutile față de rezistența adversarilor lui Iisus, și mai mare tulburare se face, luând apă,
și a spălat mâinile, vinovat sunt eu de sângele dreptului acestuia. De acum pe voi vă privește. Iar poporul răspunzând a zis, sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci ostașii guvernatorului, atunci l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce l-a biciuit, l-a dat să fie răstignit. Atunci ostașul guvernatorului, ducându-l pe Iisus la pretoriul, au adunat asupra-i toată cohorta și, dezbrăcându-l de haine, i-au pus lămidă roșie și, împletind o cunună de spini, i-au pus-o pe cap și trestie în mâna lui și, îngenunchind înaintea lui, își băteau joc de el, zicând, bucură-te, împărat al iudeilor! Și scuipând asupra lui, au luat trestea și îl băteau peste cap. Iar după ce l-au bajocorit, l-au dezbrăcat de hlamidă, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Și ieșind, au găsit un om din Cirene cu numele Simeon. Pe acesta l-au silit să-i ducă crucea și venind la locul căpățânii, la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere și gustând n-a voit să bea. Iar după ce l-au răstignit și s-au împărțit hainele prin aruncare la sorți, ca să plinească ceea ce s-a spus prin profetul, împărțit-au hainele mele loruși, iar pentru cămașa mea aruncat sorții și șezând îl păzeau acolo. Și deasupra capului i-au pus vina lui scrisă, acest Ta este Iisus, împăratul iudeilor. Atunci au răstignit împreună cu el doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga. Iar trecătorii îl defăimau, clătinându-și capetele și zicând, Tu, cel ce dărâm templu în trei zile și îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Asemenea și arhierei, bătându-și joc de el, împreună cu cărturarii, și cu bătrânii ziceau, pe alții i-a mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască. Dacă este împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum, dacă îl vrea, că a zis, sunt fiul lui Dumnezeu. În același chip îl ocărau și tâlharii cei răstigniți împreună cu el. Iar la ceasul al șaselea, întuneric mare s-a făcut peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas mare, zicând, Eli, Eli, lama sabachthani, adică, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Iar unii dintre cei care stăteau acolo, auzind, ziceau, pe Elie îl strigă acesta și unul dintre ei, alergând îndată și luând un burete, umplându-l cu oțet și punându-l într-o trestie, îi da să bea. Iar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă vine Ilie ca să-l scape. Iar Iisus, strigând iarăși cu glas mare, și-a dat Duhul. Și iată că tapeteazma templului s-a sfâșiat în două, de sus până jos. Și pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți au înviat. Și ieșind din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Și sutașul și cei ce îl păzeau pe Iisus, împreună cu el, văzând cutremurul și cele întâmplate, s-au înfricoșat cu frică foarte, zicând, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost acesta. Și erau acolo multe femei privind de departe, care îl urmaseră din Galileea pe Iisus slujindu-l, între care era și Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif și mama fiilor lui Zevedeu. Iar în amurgul zilei a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus, iar acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să-i se dea și Iosif, luând trupul, l-a înfășurat în giulgiu curat, l-a pus în mormântul cel nou pe care îl săpase în stâncă
și mormântul său, cel nou, pe care îl săpase în stâncă, și prăvălind o piatră mare la ușa mormântului a plecat. Iar acolo erau Maria Magdalena și cealaltă Marie, șezând în fața mormântului. Iar a doua zi, cea care este după vineri, s-au adunat arhiereii și fariseii la Pilat zicând, Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul acela a spus, atunci încă pe când era în viață, după 3 zile mă voi scula, deci poruncește ca mormântul să fie ținut sub pază până a treia zi, ca nu cumva venind ucenicii lui să-l fure și să spună poporului s-a sculat din morți. Și rătăcirea din urmă va fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis, aveți strajă, mergeți și păziți-l cum știți. Iar ei, ducându-se, au pecetuit piatra și au întărit cu strajă paza mormântului. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.